Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Mă numesc Zuleiha, sezonul 3, episodul 13. Zuleiha îl salvează pe Kerem Ali și se întoarce acasă cu Mușgan, unde sunt așteptate de Ilmaz. În momentul în care află ce s-a întâmplat, Ilmaz vrea să o împuște pe Mușgan, dar Zuleiha intervine pentru ea și o salvează. Ilmaz o ia pe Mușgan acasă la el ca să o țină sub observație până va fugi cu Zuleiha. Fekel se duce după Behice și spune că și ea este liberă să se întoarcă dacă vrea, dar cu condiția să nu le mai creeze probleme. Îi spune că el întotdeauna a fost conștient că ea a pus ochii pe averea lui, o învinuiește pentru neînțelegerile dintre Ilmaz și Mușgan și o asigură că la prima greșeală o va trimite în Istanbul. Fekel vrea să cumpere o casă în oraș pentru Mușgan și Behice, unde să locuiască după divorț. Acum și el s-a convins că este mai bine ca Ilmaz să ia custodia copilului, dar îi vor permite lui Mușgan să-l vadă. Demir a pus pe cineva să o urmărească pe Zuleiha și când află ce s-a petrecut, se duce după ea acasă la Mușgan. Când Zuleiha îl vede acolo, își dă seama că a pus din nou să fie urmărită, deși a promis că nu face asta. Demir recunoaște, dar îi spune că vrea doar să o protejeze până când îl vor prinde pe cel care a ucis-o pe Hunkar. Fikret închiriază în secret un birou în oraș. A intrat în posesia actelor de proprietate a familiei Yaman și află că Ilmaz i-a vândut lui Hunkar toate proprietățile lui, cu excepția casei de lângă conacul ei. Are un asociat în Istanbul și îl informează despre asta. Demir se duce la procuratură să se intereseze dacă s-a făcut vreun progres în cazul lui Hunkar. Procurorul îi zice să aștepte că sigur va apărea un martor sau o dovadă. Gafur se simte împovărat pentru că nu a putut să spună nimănui adevărul. Plimbându-se prin pădure, vede o fântână și ca să se descarce, se apleacă peste fântână și strigă cât poate că Behice a ucis-o pe Hunkar. Sanie află că el vrea să plece în Germania. Gafur nu poate să-i spună că l-a ucis pe Hatip și fuge pentru că Behice și Sermin știu și-l amenință, ci îi spune că pleacă pentru ca să le ofere o viață mai bună și că după un an, când se stabilește, le va chema și pe ele, însă ea nu vrea să meargă cu el. Sanie încă o sfidează pe Sevda, iar Demir o avertizează din nou. Vine ziua când Ilmaz și Zuleiha vor fugi. Zuleiha le dă somnifere celor de la conac și în acest fel poate pleca fără probleme. Ilmaz o ia de la conacul Yaman și pleacă împreună spre aeroportul din Ankara, iar de acolo spre Germania. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.